Și atunci când tu spui de ce toate acestea, Iisus merge pe mare ca pe uscat. Rămâne nepăsător la aceste strigăte. Și știți de ce? Pentru că răspunsul l-a dat înainte de a se sui în corabie. Cei ce nu adună cu mine risipesc. Cine nu este cu mine este împotriva mea. Și el n-are timp pe mare să-ți strige răspunsurile. Pentru că e atent să nu-l închidă marea, că el este Dumnezeu. Și marea trebuie să asculte de stăpânul ei. Trebuie să-i vadă acea seriozitate înfiorătoare și de Creator, și de Proniator, și de Tată, și de Dumnezeu, și de Părinte, și de Drept Judecător. Deci, de fapt, cel mai mult ne spăimântăm, imediat ajungem și acolo, în momentul în care nu ne așteptăm. Și să vedeți ce spune Evanghelia mai departe. El le-a vorbit îndată zicând, eu sunt, îndrăzniți, nu vă temeți. Este mesajul divin lăsat pentru toate viacurile și pentru toate timpurile, în care Hristos nu vine în particular la fiecare să-i spună, băi, eu sunt Dumnezeu, nu te teme că ești cu mine. Și ne-a spus la toți, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Eu sunt, n-aveți de ce vă teme. Și și-a dat o mie de nume Dumnezeu. A spus așa, eu sunt cel ce sunt, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșit. Și multe alte, cum spunem, dogmatică. Cel fără de nume și cel cu multe nume după lucrarea, tot bună, tot milostivă, tot dreptă, tot blândă, tot iertătoră, toate făcător și așa mai departe. Dar, ne-a lăsat să-i dăm și noi un nume. În ciuda faptului că Dumnezeu este tot un toate, cum spune teologia lui Palama, ne-a lăsat și pe noi în parte să-i dăm un nume. Și nu am creștinii pe rând. O babă de 80 de ani îi spune Domnuțu. O babă de 100 de ani spune Măiculița Domnului. O babă de 60 de ani spune Sfințișor, Sfântuliță. O babă spune Dumnezeu. Alta spune tătucă, dar îmi spune știe ce crede și ce spune. Pentru că știe cât de bine i-a făcut ei Dumnezeu în viață. Dar vine și omul pregătit să ia contact cu Dumnezeu și spune un tiran nu există, nu lucrează, sunt povești, sunt vorbe goale, sunt prostii, nu vă amăgiți. De ce spune lucrul ăsta? Pentru că el în viața lui n-a luat contact cu Dumnezeu. Nu i-a simțit căldura, nu i-a simțit lucrarea, nu i-a simțit prezența, nu l-a trăit niciodată. Pentru el corabia merge pe mare și el doarme în continuare. Cei care l-au văzut umblând pe mare au vorbit cu el. Și cum au vorbit oamenii cu Iisus umblând pe mare? Nu e nevoie să vă spun. Eu m-am limitat doar la două exemple. Drumul spre Dumnezeu și ridicarea din păcate. Sunt cele două cărți în care am pus mii de exemple întâlnite la spovedit, frumoase și extraordinar de frumoase. Am considerat că este o necesitate să nu scape de a fi spuse cât de interesante mi s-au părut mie ca o idee de formare a omului înăuntru, dacă vrea să-l caute pe Dumnezeu. Dar ai putea să scrii tomuri întregi despre cum lucrează Dumnezeu în viața oamenilor. Ai putea să scrii tomuri nenumărate despre minunile pe care Dumnezeu le face permanent în viața lor. Dar trebuie să-L vezi umblând pe mare și trebuie să vorbești cu El. Cum vorbești? Un canon de luminare a minții, un canon de învățătură, un canon de examen, un canon de boală, un canon de căsătorie, un canon de ferire de rele, un canon de grabnic ajutor, adică îl strici și ce frumos răspunde psalmistul. Când m-ai chemat, te-am auzit. Când te-am chemat, m-ai auzit Dumnezeu în mântuirii mele. Și în Psalmul 72, dacă îl știți, cam așa începe. Cât e de bun Dumnezeu lui Israel celor drepți la inimă. Deci trebuie să ai și o inimă dreaptă să poți să-L vezi și să vorbești cu El. Și mergem mai departe. Iar Petru a zis, iar
fiecare dintre noi care are contact cu viața reală. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Aici, Brancianinov, dacă ar fi să scrie o carte despre acest lucru, ar arăta despre căderea în ispită când nu ești pregătit să stai de vorbă cu Dumnezeu. Așa ar trebui să te metiți cu cărți. Adică, noi știm că există Dumnezeu, noi știm că lucrează Dumnezeu, noi știm că poate Dumnezeu, dar nu știm noi cât putem să înțelegem ce poate, ce știe și ce face Dumnezeu. Și atunci, Petru, ca un nepriceput, trecând de la etapa făptuitoare, a vrut să intre direct în contemplație și în odihnă și în răbire și să vorbească cu Dumnezeu de la egal la egal, cum a vorbit poate oricând Moisi, sau cum a vorbit oarecând Solomon, sau cum a vorbit oarecând David, auzi ce frumos vorbește Solomon cu Dumnezeu. Și că zic, ce să-ți dau eu ție, ce-ți dorești mai mult? Ce-ar cere, Doamne? Vila, mașina, banii, excursiile, muntele, mare, o țară străină. Ce-ar cere Solomon? Doamne, mie să-mi dai înțelepciunea. A știut ce să ceară Dumnezeu. Și odată înțelepciunea l-a luat și el pe alătură. Că înțelepciunea de la om cu înțelepciunea la Dumnezeu au două discrepanțe. Cea de la om se alterează și se strică când nu-i folosită cum trebuie. Cea de la Dumnezeu se mulțește că mereu spune niciun cuvânt nu-i de ajuns la lauda minunilor Tale. Și a zis, se poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Dacă ne gândim că Petru n-a cerut o absurditate, o putem justifica cu patericul. Mergând niște inși cu vapor, au ajuns pe insulă părăsită și au găsit acolo trei oameni voi care strigau, trei voi, miliți-ne pe noi. Și au vrut să învețe acei misionari rugăciunea Tatăl nostru. Bineînțeles că aia s-au străduit în felul lor, după ce a plecat vaporul la vreo jumătate de oră, ăștia și-au dat seama că uita ceva din rugăciune. Și ținându-se toți trei de mână, alergau pe apă, ca pe un stat în urma vaporului, spuneți-i nouă cum e finalul la rugăciunea aceasta. Deci după ce ne izbăvește de cel viclean, preotul spune că ta împărăția, terea și slava. Și n-am mai ținut mintea. Ăia când au văzut ce se întâmplă în jurul lor și ce este în urma lor, a spus, mergeți pe țări și rugați-vă cum v-ați mai rugat, că cred că așa trebuie să vă rugați. Deci, iată că Petru cere o realitate. Dar Petru, știți ce nu cunoștea? Formula apei. Formula apei! Și un chimist poate să spună din biserică ce e așa de greu să spui hidrogen, 2 oxigen. Nu formula chimică a apei, ci formula de ascultare a apei. Și acum, Doamne, trimite harul prea Sfântului Tău Duh și sfințește și apa aceasta. Și dă celor ce vor gusta din trânsa să fie de tămăvirea trupului și a sufletului. De toate curățirea și izlăvirea și de toate strâmpeciuri. Altfel sună, nu? Ce avea acea mare pe care călca Iisus? Pe unde mergea El? Avea proprietățile și calitățile pe care le-a avut apa primordială făcută de Dumnezeu când Adam era nestricăcios și ne-a alterat și neîntunecat și neopacizat prin neascultare. Apa aceasta cunoștea pe Adam cel nou. Și de ce era mândră apa și îl purta pe Iisus cu atâta lejeritate pe ea ca pe trotuar? Pentru că Iisus a ales să o cinstească pe ea așa cum îi se cuvine. Duhul Sfânt, în perihoreza și în discuția Sfintei Treimi, acolo dialogul intertrinitar îi povestea lui Hristos ca ipostas al Tatălui, al Treimii. Știi ce frumos e să te porți pe ape, să vezi în ele sămânța vieții, a peștelor, a pomii, a ierburilor. E o oglindă fantastică, închipuiți-vă un pictor care ar putea face un tablou subacvatic, închipuit în mintea lui, fără să fi văzut vreodată fundul mării. Ei, cam așa îi povestea Duhul Sfânt lui Iisus despre apă. Și Iisus, văzând această frumusețe a apei și toate aceste
calități superbe pe care le are apa, ce a zis, oamenii se vor strica într-o zi, se vor vinde unii pe alții, vor face rău unii la alții, vor încerca să spec orice și să facă, să transforme și lucrul duhovnicesc în ceva financiar, în ceva de afaceri din care să iasă. Și a zis așa, vom pune cel mai frumos element să fie element de întâlnirea omului cu Dumnezeu. Și ce au ales? Apa. Apa la botez. Te poți boteza și într-o baltă, și într-o urmă de bou, într-o ploaie, și într-o șchioadă, și într-o mlaștină, și într-o gură de fântână, și într-un izvor, și într-o mare, și într-un părău. Deci cel ce ai pus izvoare de munți și în voie ai pus ape. Cel ce ai spânzurat pământul pe apă. Astăzi din creștine, Flavios spune, fură și sparge. Deci, vedeți, trecerea de la o stare la alta. Cât ești drept, mergi pe apă ca pe uscat, cât ești mizerabil, te afunzi. Dar spre deosebire de afundarea noastră, Petru mai are o calitate. A început să se scufunde, dar nu s-a oprit. Noi toți simțim că ne scufundăm. Care dintre noi, începând de aici și până acolo și de acolo până aici, nu și-a pus vreodată întrebarea, oare sunt Petru cel bun, oare fac bine, ce fac, cumva greșesc? Toți ne-am pus întrebarea. Fie cu glas tare, fie cu glas încet. Fie pe șoptinte, fie pe vorbite. Fie în gând, fie în cuvânt. Dar în schimb am uitat un singur lucru. Să strigăm. Doamne, scap! Deci, vedeți? Asta este formula magică folosit termenul lumesc, duhovnicească. Care te scoate din păcat? Rugăciune. Dar este rugăciune când ești în primejdie. Isaac Sirul vine și simplifică această frază evanghelică și spune așa, de te vei ruga lui Dumnezeu pe timp de pace, El va fi alături de tine pe timp de război. De vei face o stenere la tinerețe, vei avea o dihnă la bătrânețe. Deci când vine cineva și spune, n-am casă, n-am masă, n-am servici, te rog să mă ajuți. Ești dator să-l ajuți, dar să-l întrebi. Când erai tânăr, tu cu ce te-ai ocupat? Păi, servici n-am avut, casă n-am avut, de muncit n-am prea muncit. Și răspuns cum a răspuns greierele când s-a întâlnit cu furnica. Asta vară, când eu munceam, ce făceam? Jucam. Ai jucat, îmi pare bine și la vară fac ca mine. Adică, Apostolul Pavel a simplificat fraza populară și a spus, cel ce nu lucrează, nu trebuie nici să mănânce. Deci, vedeți, ortodoxia nu îngrădește parazitismul. Filantropia nu îngrădește lenea. Filantropia ajută pe omul neputincios care poate când poate și mai trebuie ceva puțin. Filantropia nu vine pentru cel ce doarme la umbră și întreabă dacă spuieți posmage. Deci te rogi ai, te rogi poți, te rogi vrei, te rogi știi, te rogi faci, te rogi reușești. Și aici se spune ceea ce e mai frumos. Iisus, întinzându-i mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule. Deci răspunsul la Evanghelie. Când ești puțin credincios, ești nimic. Ești un om pe care îl bate vântul și apa și valul și ploaia și poate să-i răstoarne și corabia. Pentru că spune în învățătura filocalică, cărmarul prost, cârmaciul prost răstoarnă corabia și împăratul prost strică împărăția. Și-l mai întreabă Petru, pentru ce te-ai îndoit? Îl întreabă pe Petru, pentru ce te-ai îndoit? Îndoiala este cel mai mare păcat despre care v-am vorbit când a început predica. Când tu crezi că Dumnezeu nu poate face toate câte le vrea și câte le poate și că El poate tot ce vrea și câte le vrea, dar nu le face pentru că nu le merităm. Asta e cuvântul. Și suindu-se în corabie s-a potulit furtuna, iar cei din corabie s-au închinat zicând, cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. Iată, pe tabor vor trei colibe ca să scape de patimă, acum când văd minunea, din nou, a, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar dacă ești Fiul lui Dumnezeu, de ce fugim noi ale de tine? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, de ce n-am încredere în tine? De ce ne îndoim? De ce nu ne rugăm? De ce încercăm să rezolvăm lucruri simple, dumnezeiești, cu metode pământești?
Și trecând dincolo, venit în pământul Genizaretului, iată unde a venit Iisus, o să vedeți poate pe data viitoare. De acum ajungem aici pe la Gherghiesa, pe unde sunt drepușoare, lunate și alte lucrături din astea mizerabile a lui Satan, în neamul și toată speța omenească. Ce spune Evanghelia? N-a suferit să vadă neamul omenesc chinuit de diavol și de stricăciune. Evanghelia de astăzi, nu mai repet, când a expirat timpul cu ochi de ceas, este îndemnul la rugăciune încă din timpul vieții, încă din timpul tinereții, încă din timpul când ne țin ochii, încă din timpul când ne țin genunchii, încă din timpul când suntem virtuoși și avem putere, și dăruirea totală a noastră către Dumnezeu atunci când suntem utili. Foarte des întâlnești formula. Părinte, dacă aș mai fi odată tânăr, m-aș călugări la atunci. Adică, când tropăiau hormonii, dacă te făceai călugă, cu adevărat plăceai lui Dumnezeu. Când tropă e greu de colibă și stăpară de pleavă, stai acasă să te îngrijească bătrânica sau bătrânul ce-i fi tu de partea cu care vorbești și așteaptă sfârșitul în pace, cum spune biserica, cu răspuns bun, cu smerenie, cu cealaltă vreme a vieții în pocăință, cu timp de rugăciune, cu timp de îndreptare, cu părere de rău, cu lacrimă fierbinte și cum spune acolo, răspuns bun la înfricoșătoare judecata lui Hristos să cerem. De ce înfricoșătoare? Dacă s-au înfricoșat când l-au văzut pe mare, cum credeți că vor face oamenii când îl vor vedea la a doua venire, venind pe apa cerului, că vine pe norii cerului, poftim? Avionul trece prin nor. Hristos stă pe norii cerului. Deci iată din nou apa care l-a spălat și-l cunoaște. Și atunci se vor spăimânta toate neamurile Pământului, vor plânge toate neamurile Pământului și se vor putremura temeliile lumii. N-am vrut să închei predica macabrului și nu de mâine. Am vrut să vă explic că este un alt mod de a ne înfiora, nepregătiți fiind, să-L vedem pe Hristos pe norii cerului. Dacă nu ne-am scris din icoană, din potir, din viața de zi cu zi și din fapta bună, cu atât mai mult nu ne vom putea îndrepta în vremea, în clipa și în ceasul acela în care va veni Fiul omului.